Hristos a înviat. Am auzit cu toții de cuvintele cunoaște-te pe tine însuți. Sau din latină noște-te ipsum. De fapt, ele originale sunt în greacă, gnotis auton, și sunt erau scrise la intrarea în templul lui Apollo din Delphi, unde își avea sanctuarul și celebrul din antichitate, celebrul oracol din Delphi. Și vorbea despre cunoașterea de sine ca cel mai important precept al înțelepciunii umane. Ulterior, filozofii și teologii au dezvoltat mai departe acest lucru. E important, într-adevăr, cunoașterea de sine, dar ca un pas, ca un prim pas, sau ca un pas care trebuie să fie însoțit de următorul pas pentru desăvârșire. Cunoaște-te pe tine însuți, într-adevăr, este important, pentru că această cunoaștere de sine aduce cu sine câteva lucruri de făcut, câteva lucruri care rezultă din această cunoaștere, cu adevărat cunoaștere de sine. Introspecția care mă face să mă cunosc pe mine însumi, mă ajută să înțeleg slăbiciunile mele, caracterul meu care poate fi îmbunătățit. Multe, multe, multe lucruri bune, dar de asemenea și multe lucruri care au nevoie pentru a fi îmbunătățite. Și de-a lungul secolelor, din antichitate și în timpurile moderne, mai nou, vorbim despre importanța cunoașterii de sine, dar împreună cu încă ceva pentru desăvârșire. Cel mai bine, pe lângă alți teologi, și Sfântul Augustin vorbește despre acest lucru și mulți alții filozofi și teologi, una dintre cuvintele care mi-a rămas întipărită și aș vrea să fie cuvântul pe care doresc să vi-l transmit, esența pe care doresc să vă transmit astăzi, este cunoaște-te pe tine însuți și vei avea o teamă sănătoasă de Dumnezeu. Cunoaște-L pe El și îl vei iubi. Este un citat din Sfântul Bernard, un abate din secolul al XII-lea. Vom vorbi poate despre Sfântul Bernard în viitoarele videoclipuri eventual, pentru că este un sfânt important al bisericii și al creștinătății în general, și nu numai, mai mult decât un sfânt al bisericii și al creștinătății. Sfânta Carte ne spune: începutul mântuirii este teama de Dumnezeu sau frica de Dumnezeu. În această lumină, spune Sfântul Bernard, cunoașterea de sine va atrage după sine o teamă sănătoasă de Dumnezeu. Da? Pentru că de multe ori orgoliul și acest aer de încrezut, de îngânfat, de autosuficient al omului poate să-l ducă la pierzare. Ori cunoașterea de sine, cu toate slăbiciunile pe care le descoperim, evident și lucrurile bune, atrage după sine această conștiință, această teamă față de Dumnezeu, o teamă sănătoasă care pe urmă duce la dorința, poate duce și ar trebui să ducă, la dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Bernard, cunoașterea lui Dumnezeu ne duce la iubirea lui Dumnezeu. Am vorbit zilele trecute despre iubirea lui Dumnezeu. Acum vrem să înțelegem puțin mai mult decât acest lucru. Să înțelegem și eventual un proces care să ne aducă acolo. Sigur, cei care suntem deja înaintați în acest proces, foarte bine pentru noi, care deja am trecut peste teama de Dumnezeu și l-am descoperit după Dumnezeu, am început să-L iubim și să-L iubim din ce în ce mai mult și să ne identificăm cu El sau să lăsăm să vină în viața noastră, să ne pătrundă, încât, așa cum spunea Sfântul Pavel, să nu mai fim noi cei care trăim, ci Hristos care să trăiască în noi sau care trăiește în noi. Dar dacă nu suntem acolo și suntem mai la început, să încercăm să înțelegem puțin acest principiu. Da? Cunoașterea de sine, cu toate slăbiciunile, cu micimea noastră, cu faptul că nu suntem noi Dumnezei, în sensul în care noi guvernăm și stăpânim toate și le dirijăm și suntem atotputernici. Da? Ci există un Dumnezeu de care suntem chemați să avem o teamă sănătoasă, ca un prim pas, atenție, foarte important, spre a încerca să-L descoperim, descoperindu-L, să-L înțelegem și înțelegându-L să-L iubim, cum spune Sfântul Bernard. Așadar, să facem o introspecție astăzi, la început de săptămână, despre cine suntem noi, ce suntem noi, cum suntem noi,
unde suntem noi. Din această introspecție să vedem, într-adevăr, că avem nevoie de Dumnezeu. Că avem nevoie de acel Dumnezeu atotputernic, atotcreator, atotștiitor, atotțiitor și toate celelalte lucruri despre Dumnezeu. De care, sigur, în măreția sa poate să ne fie teamă, poate să ne inspire teamă, nu? Dar această teamă, pentru că Iisus ne invită și vine Iisus să mijlocească între noi și Dumnezeu Tatăl, trebuie să dispară, să se risipească sau, dacă vreți, să fie înlocuită treptat de dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De dorința de a ști mai multe despre Dumnezeu, de dorința de a-L cunoaște pe Hristos care mijlocește pentru noi și pe care Tatăl îl indică ne-L indică să ascultăm de El, că este Fiul Său ce iubit întru care binevoit. Ne poruncește să ascultăm de Iisus, da? Și cunoscându-L pe Iisus, ajungem să-L iubim, să-L dorim. Teama treptat va dispare, pentru că iubirea nu mai poate fi construită pe teamă, ci este o dezvoltare ulterioară, sublimă a relației cu Dumnezeu, care nu se mai bazează pe teamă. Iisus ne spune că este prietenul nostru, că este fratele nostru, da? Așadar, se identifică și vrea să intre în intimitatea noastră pentru ca să ne învingem teama, să o depășim înlocuind-o cu această cunoaștere a lui Dumnezeu, a lui Hristos, din Evanghelii, din precepte, din ceea ce a lăsat după El de mii de ani, nu? Biserica sa, și cunoscându-L să ajungem să-L iubim. Să încercăm așadar să ne cunoaștem pe noi înșine, să încercăm să-L cunoaștem pe urmă pe Dumnezeu și din această cunoaștere a noastră și a lui Dumnezeu să izvorască o dragoste profundă față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. Hristos a înviat.